Buonasera. Începe azi Love Strike Festival organizat de ACU. Bine ați venit, ne bucurăm de prezența voastră aici. Noi o să aducem o poveste de iubire, pentru că este despre iubire, despre love. Pentru că tango este despre iubire, iubire pentru femeia, bărbat, cartier, viața, trecutul. Aducem tango tradițional, aducem Piazzolla și aducem puțin tel pe românește. Ceea ce avem în repertoriul nostru în general, Piazzolla, tango tradițional și puțin românesc. O să începem cu un tango și aducem trei ritmuri. Tango, vals și milonga. Tango este mai dramatic, milonga este de obicei mai veselă, vals este melancolic. O să începem cu un tango care se numește Los Mareados, care înseamnă beți, amețiți de fapt. Alcoolul este mereu prezent în tango, dar și în viața de zi cu zi ca un element de evadare în care îl folosim ca să uităm de ceea ce durere, de ceea ce se întâmplă. Los Mareados zice așa, ochii tăi aveau o strălucire ciudată când te-am revăzut, când te-am regăsit. Erai frumoasă, dar beai și în spuma șampaniei credeai ca o nebună, ca să nu plângi. Astfel, intră trecutul vieții mele. Cât de mare a fost iubirea noastră și uite azi, prietena mea, cât de puțin ne-a mai rămas. Los Mareados. Thank you.
așa de început vreau să vă introduc muzicieni care sunt aici. Mi-a spus înainte de... Eram la repetiție și a zis e conceptul vieții mele și sunt așa de vecină și sunt așa de bunavă și sunt... Am așteptat atât de mult să cânt cu voi și uite cum mă simt. Este prima dată aici cu noi în scenă. Este Alina Coreta. Pero yo soy mi amor.
noi, pentru cei care nu ați mai venit la noi, este persoana existent care a adus tango argentinian la un nivel academic. Datorită lui, tango a ajuns să fie cântat și în sări de concerte care se cântă muzica clasică. Vreau să vă cântăm un tango care se numește Siempre se vuelve a Buenos Aires, care înseamnă întotdeauna ne întoarce la Buenos Aires. Ea sola era nebunit după Buenos Aires. Și muzica lui este o descriere fantastică a orașului. El zice așa, întotdeauna ne întoarce la Buenos Aires să regăsim acel mod melancolic de a iubi. Și piesa descrie orașul. Întotdeauna ne întoarcem la Buenos Aires. Thank you.
kiel jam prezentitat, sa interpretam prin un mod pe stilul nostru, Maria Tanase. Și eu am spus să caut acolo, ea nu a cântat foarte mult anul, dar a ajuns la mine această piesă, pe care ador. A fost de dragoste de la prima ascultare și mă bucur foarte mult să pot să mă gândesc. Nu este din piese pe care Maria Tanase le-a cântat cel mai mult, dar dacă ascultați piesa cu versiunea Maria Tanase, ea este tânără și are vocea curtă și dulce. Piesa, de fapt, a făcut-o cunoscută Mihai Tăriheanu. Thank you.
una cabeza y es una pieza conocida de la film la parte femenina. Ya este es un tango tradicional, parte de escribe carta de carrera un dicho español la cosa de Caen. Ducea fiecare duminică și palia pe acel cal pe care îl vedea depășit la linia de sosire pentru doar un cap. Și de această piesă se numește Corună Cabeza, care înseamnă pentru doar un cap. Despre viciul de a părea la casă de cai, dar și despre viciul de a iubi Corună Cabeza. Y el
a fost dus în Buenos Aires atunci când a avut un atac cerebral și după 2 ani de zile a murit. A murit la Buenos Aires așa cum el își dorea și în piesa asta zice vreau să mor la Buenos Aires să fie 6 dimineața. Palabra de amor. Morir en Buenos Aires.
Și o să cântăm o milongă. E a doua, cred că nu. Este a doua milongă, este milonga de mis amores, milonga vesela, da? Și cu această milongă o să încheiam prima parte, să facem o mică pauză, scurtă pauză, și o să ne întoarcem după aceea. Dar înainte să încheiam prima parte, aș vrea să nu vreau să aștept la a doua parte, să vă povestesc că noi argentinieni avem, avem un nou consul care a susținut de foarte puțin timp aici în România. Quiero decir que tenemos un nuevo consul que llegó hace poquito aquí a Rumania y la militar a venir está ahí. Una parte mucho Rosa y está ahí por eso venir. Quiero decirte Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Y mucho éxito aquí en tu mano, y que te guste. Pues aquí ama a esta última parte, con mi longa de mis amores. Eu o să vă prezint în următorul moment, dar înainte
incontrata poi grazie a un semestre di teatro di Godot, si parla di un regalino, pentru che... Se la povestesse scuro, e noi argentinieni di București abbiamo avuto o mare emozii in finale di Coppa Mondiale, che abbiamo passato a Ice, sa che abbiamo dato la mano in inimene di Mastro. Argentina è campione mondiale, la football da tre che sono il campione mondiale la capito il tanto, no? Che a quello si è nascosto. Si, ma poi vestita la lia, noi promuoviamo forte noi musica, lui Astor Piazzolla, che è stato probabile, c'è mai conosciuto un compositore argentiniano in lume. Si noi, musica lui Astor Piazzolla, maggiormente è musica sì, strumentale, ma sai che noi abbiamo pregato fette talentate si formasse rappresentative di Romagna, uno dei tre noti di Astor Piazzolla, Invierno Porteño, importante che Astor Piazzolla non le ha compuso cano timpuri, le ha compuso quattro piezze differite in quattro momenti, ci le hanno messo in carica a cano timpuri. Noi amalessi Iarna, Invierno Porteño, come ci vediamo.
Thank you.
Cioè, stava cantando un vals foarte, foarte tradițional, așa sună. Este din repertoriu mai vesel, despre iubirea mai veselă, se numește Palomita Blanca, care înseamnă porumbița albă. Este delicios. Și
Sì, Teresa, te conozca, mi piace ma è molto super romanesco. En español hay un tango zaranés. Sí, hay este povestia zaranca, de la pescareta, sí, Emilia de Carlo, que tocan roles que se vuelven un reo, que les han crescido, es un diálogo entre ellos y dos. Pero manejo y este sea cortesana de todos los amigos y parece que le ponía a pensar y mi vacacio, no me lo digo. No me lo digo. Sara.
de fapt zice la fel ca pavajul care mi e bine pus, te stropesc dacă mă calci. Al doilea lucru. Oh,
Acest tango care putea să fie pasional, e bun,
care mi era conceput ca o formă de viață, care vorbea despre iubire sau despre moarte. Nació el campo y como un grito.
este o dragă prietenă, o veche prietenă. Este singura piesă care o duc mai departe din repertoriul pe care eu îl am și cântam latino, pentru că este parte din repertoriul de tango argentinian. Și este o piesă foarte cunoscută. Cu această piesă o să încheiem concertul nostru. Noi vrem să mulțumim la ceilalți de la Arcu. Să știți că acest Love Strike începe azi, dar este și mâine și cu mine. Dacă vedeți pe site-ul sau pe pagina Arcu, mai sunt câteva evenimente care sunt gratuite și sunt foarte frumoase și concerte în acest weekend. Îi mulțumim pe cei de la Godot, care Godot este pentru noi, este ca o casă deja. Intram aici și știm locul acesta pentru că este o colaborare foarte frumoasă pe care avem cu ei. Deci încercăm să nu exagerăm, să nu venim foarte des. Ultima dată a fost destul de recent, dar datorită celor de la Arcu am venit așa vreme înapoi aici. Noi mulțumim foarte mult că ați venit. E bucuram să avem oameni care nu au mai venit la concertul nostru, sperăm să v-a plăcut și vă așteptam la toate concertele pe care o să le avem în viitor. Mulțumim foarte mult, o să vă cântăm Milonga Sentimental. Thank you.
un visage así le cama a casa. Hasta que yo me seguro. O se cantaba, o sea, para tamo, pieza al viastro de Piazzolla, que era esta pieza conocida de Ópera María de Buenos Aires, que era este opereta de Faust, fuerte, cantata fuerte en Monti. Es fuerte conocida porque la va a cantar un verso de Yo soy María de Buenos Aires, que no son versos originales, no se hace variante original, la variante que haría confusa esto de Piazzolla, un verso de extraordinario a Luis Horacio Ferrer. Y este un momento fuerte en un in ópera, allá que música transmite si a esta neumonía. Vamos a un informe. María este en ópera Umbra, care umbra în tuneli și abrasă iată când acest întuneric și să fie Maria Lumina. Este o metaforă, da? Așa cum este muzica lui Piazzolla. Și, și ea se luptă în toată opera până la un moment dat când hotărăște să se renască însăși de la Maria Umbra la Maria Lumina. Și piesa asta